țin minte Christopher. Nu, ai uitat, Bogdan mă spune. N-am uitat, vreau doar să le amintesc ascultătorilor noștri titlul spectacolului la care vor putea merge astă seara la ora 19. Ascultătorilor câștigători, desigur, pentru că cele două invitații... Și Bogdan Vișan, care vă invită și mâine tot în Spania, până mâine toate bune și să aveți parte de multă iubire. Aici București, Radio România Cultural. Este ora 16. Concursul pentru finanțarea proiectelor cinematografice derulat prin Centrul Național al Cinematografiei va avea atât o categorie pentru filmele documentare, cât și una pentru cele de animație. Hotărârea a fost luată printr-o ordonanță de urgență adoptată ieri de guvern. Actul normativ modifică și modul de selecție a componenței comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice. Acesta se stabilește prin decizia directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice. Din totalul fondurilor destinate concursului de proiecte cinematografice organizat de CNC, se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lungmetraj de ficțiune, de debut, 5% pentru producțiile de scurtmetraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare și cele de animație. Festivalul Internațional de Film Transilvania ar putea avea, începând din acest an, un fond de 20.000 de euro. Banii vor putea fi folosiți pentru sprijinirea tinerilor autori de scenarii sau sinopsisuri pentru viitoare producții de ficțiune. Anunțul a fost făcut de cineastul Tudor Giurgiu, care a precizat că, în prezent, organizatorii sunt în discuții avansate cu sponsori și parteneri. FIF va avea o desfășurare complexă în 2008, cu două ediții la Cluj în perioada 30 mai-8 iunie și Sibiu 10-16 iunie, dar și o caravană care va duce filmele festivalului în 12-15 orașe din țară. În ceea ce privește programul FIF, Tudor Giurgiu a anunțat că acesta va fi definitivat la începutul lunii mai. Lungmetrajul Judecătorul de Laurențiu Calciu va rula în secțiunea competițională a Festivalului Internațional de Film Documentar Zagreb DOPS. Evenimentul va avea loc în perioada 25 februarie-2 martie. Documentarul Judecătorul va concura alături de 29 de filme din Macedonia, Croația, Slovenia, Bulgaria, Bosnia, Herțegovina și Muntenegru. Producția prezintă nedreptățile pe care le-au suportat romii deportați în Transnistria în perioada 1942-1944. Regizorul român Laurențiu Calciu va participa și la Zagreb DOPS Pro, un program în care profesioniștii din cinematografie se pot întâlni pentru a stabili contacte, pentru a stimula cooperarea cinematografică regională și producția de documentare. Totodată, regizorul va participa cu Rubina la workshop-ul pentru proiecte cinematografice organizate în cadrul festivalului. Filmele California Dreaming, Nesfârșit și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile vor fi proiectate la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Film Portland. Manifestarea, care se va încheia pe 23 februarie, prezintă anual 100 de filme premiate din peste 30 de țări, atrăgând peste 35.000 de cinefili. Astfel vor rula producții precum XXY de Lucia Ponzo, A Gentle Breeze in the Village de Yamashita Nobuhiro, Caramel de Nadine Labaki, Irina Palm de Sam Garbarski, Paranoid Park de Gus Van Sant și Safari de Catherine Chalmers. California Dreaming va fi proiectat duminică și luni, iar 4-3-2 la sfârșitul săptămânii viitoare. Festivalul a fost deschis cu proiecția filmului The Band Visit de Eran Colirin. O expoziție care cuprinde 150 de fotografii ale legendarei publicații Vanity Fair cu figurile unor celebrități precum